Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. În această perioadă am primit multe întrebări din partea dumneavoastră legate de mana tomatelor. Mana tomatelor este o boală foarte periculoasă de care se tem toți grădinarii și fermierii. Periculozitatea acestei boli constă în faptul că ea progresează și se răspândește foarte repede atunci când există condiții optime. Și într-un timp foarte scurt putem să rămânem fără cultură de roșii dacă nu luăm măsuri din timp. Problema este că dacă o roșie a fost afectată și boala a progresat, nu mai există niciun tratament care să o poată salva. De aceea, când vine vorba de mană, trebuie să luăm toate măsurile posibile de prevenție ca mana să nu apară. Sau, dacă am văzut primele semne ale bolii, trebuie să luăm urgent unele măsuri, să aplicăm tratamente ca să putem salva roșiile noastre. Așadar, astăzi vorbim despre mană, vom afla care este patogenul care o provoacă, care sunt condițiile optime pentru dezvoltarea bolii și ce trebuie să facem ca roșiile noastre să nu se îmbolnăvească de mană sau, dacă boală a apărut, dar ea se află încă în stadiu incipient, ce avem de făcut ca să ne salvăm roșiile. Acesta este subiectul de azi. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Mana tomatelor este provocată de o pseudociupercă care se numește Phytophthora infestans. Această ciupercă trăiește în mod normal în sol sau pe resturi vegetale. De aceea, dacă am avut roșii bolnave într-un sezon, acestea, după ce au fost smulse, nu se lasă pe teritoriul grădinii. Cel mai bine este să le distrugem, pentru că dacă le vom lăsa în grădină sau le punem pe compost sau le lăsăm undeva în apropierea grădinii, există toate riscurile ca această ciupercă să rămână acolo, să supraviețuiască, să ierneze și apoi în următorul an ea poate veni din nou la noi în grădină să ne îmbolnăvească roșiile, dar pe lângă roșii ea poate afecta și cartofii, ardeii sau vinetele, adică reprezentanții familiei Solanaceae. Condițiile optime pentru dezvoltarea acestei boli sunt umiditatea excesivă și, de asemenea, temperaturile cuprinse între plus 10, plus 12 grade până la plus 22, plus 23 de grade. Atunci când este foarte cald, boala nu se dezvoltă. Și atunci când este uscat, de asemenea, această boală nu prea are șanse să se dezvolte. Când apare această boală? Atunci când plouă abundent și ploile sunt de lungă durată, atunci când dimineața este ceață groasă și aceasta durează de asemenea câteva ore și se lasă pe frunzele roșiilor, cartofilor, vinetelor și ardeilor, și atunci când roua dimineții este foarte abundentă și rece. Mana poate afecta roșiile în orice moment al dezvoltării. Ea afectează toate organele, adică frunzele, fructele și tulpinele. Cum arată aceste semne? Pe frunzele roșiilor apar pete maro, aceste pete se măresc în timp și ca rezultat frunza se usucă. Iar pe dosul frunzei putem observa prezența unui puf de o culoare maro cenușiu care reprezintă de fapt miceliul acestei ciuperci. Pe tulpini apar pete maro care la început sunt de dimensiuni mici și apoi ele se măresc și ca rezultat tulpina se usucă și planta moare. Iar pe fructe de asemenea putem observa pete maro. Atunci când boala se află într-un stadiu incipient, planta se mai poate salva. Ce tratamente putem să aplicăm la plantele noastre ca ele să nu se îmbolnăvească de mană? Sau dacă mana deja a apărut și vedem doar primele semne ale îmbolnăvirii, putem încă să le salvăm? Eu prefer să folosesc tricoderma de la Mycogardian. Ce este tricoderma? Tricoderma este o microciupercă care are mai multe mecanisme de acțiune prin care ne protejează plantele împotriva bolilor. Și în cazul nostru, tricoderma protejează plantele noastre inclusiv împotriva manei. Care sunt aceste mecanisme? În primul rând, tricoderma este o ciupercă teritorială. Dacă vom uda solul cu tricoderma, ea se va caza acolo, în sol, se va dezvolta, se va simți bine și nu va lăsa patogenii să pătrundă în zona în care avem plantele noastre. Ea va îmbrăca rădăcinile plantei, se va crea o simbioză între tricodermă și plantă, simbioză înseamnă o prietenie și ca rezultat plantele noastre vor fi protejate de boli. Această ciupercă, tricodermă,
Pe lângă faptul că ea îmbracă rădăcinile și protejează plantele noastre împotriva bolilor, ea secretă anumite substanțe antibiotice care ajută planta noastră să fie sănătoasă. Induce, ea este capabilă să inducă plantelor noastre o rezistență împotriva bolilor sau ea se poate hrăni cu patogenii pentru că este o ciupercă parazit. Iată câte mecanisme are această ciupercă care ne poate ajuta atât de mult în cazul nostru dacă vorbim de mană. Am mai vorbit și despre fuzarioză și am spus că și în cazul fuzariozei, tricoderma ne poate ajuta foarte mult. Așadar, aplicăm tratamente cu tricoderma. Tricoderma se poate aplica atât radicular cât și foliar. Cel mai bine este să o aplicăm pe parcursul întregului sezon, odată la 10-14 zile. Eu mai procedez așa, la fiecare udare adaug tricodermă în acea apă pe care o folosesc pentru udare și așa ea se reînnoiește constant în sol. În cazul acesta, dacă, de exemplu, udați roșiile dumneavoastră sau ardeii sau vinetele sau cartofii odată la câteva zile, puteți să scădeți dozajul și atunci folosiți mai puțină tricodermă, dar mai des și atunci efectul va fi același. Și de asemenea, stropim și frunzele plantelor odată la 10-14 zile. Așa ne putem proteja plantele de această boală. Pe lângă tratamente, există și alte măsuri de prevenție. Ce trebuie să facem? În primul rând, dacă roșiile noastre sunt în solar, atunci trebuie să aerisim solarul nostru în permanență. Pentru că dacă solarul nu este aerisit, mai ales în timpul nopții sau dimineață, atunci când afară este mai răcoare, în solar se adună multă umiditate și acest lucru poate duce la îmbolnăvirea plantelor. Atunci când udăm roșiile, indiferent că acestea sunt în câmp deschis sau în solar, atunci trebuie să avem grijă ca frunzele să nu fie stropite cu apă. Udăm roșiile la rădăcină. Dacă avem, indiferent dacă avem roșiile în grădină sau în solar, este foarte bine să mulcim solul cu frunze, fân, paie sau alte materiale organice. Iată, la mine toată grădina este mulcită. De ce ne ajută mulci în acest caz? Pentru că mulciul creează o barieră între sol și frunzele inferioare ale plantelor. Și chiar dacă udăm la rădăcină, se poate întâmpla ca picăturile de apă amestecate cu pământ să sară pe frunze. Dar în cazul în care solul este mulcit, atunci pământul nu va ajunge pe frunzele plantelor și va fi încă o măsură de protecție pentru plantele noastre. Nu este nevoie să tăiem toate frunzele până sus ca să protejăm plantele noastre împotriva manei, este de ajuns să mulcim solul. Și dacă, de exemplu, aveți roșiile în solar, pentru o aerisire mai bună, se mai pot tăia primele una sau două frunze. Dar nu este nevoie să eliminăm toate frunzele de pe plantă, pentru că am mai vorbit despre acest lucru. Frunza este bucătăria plantei. Frunzele sunt foarte importante pentru plantele noastre, de aceea nu le eliminăm excesiv. Despre defolierea tomatelor am mai vorbit într-un video, vă las un link în descriere, puteți să vă uitați mai târziu. O altă măsură de prevenție este următoarea: să nu plantăm roșii, cartofi, vinete sau alte plante în general în fiecare an în același loc, adică respectăm rotația culturilor. Ce înseamnă rotația culturilor? Rotația culturilor înseamnă să plantăm aceeași cultură în locuri diferite în fiecare an și aceeași cultură de preferat este ca ea să revină în același loc după 4 ani. Rotația completă se consideră de 4 ani. Despre rotația culturilor, de asemenea, am un video, vă las linkul în descriere, puteți să vă uitați mai târziu. Încă un lucru, dacă aveți roșii în solar și afară în grădină, nu plantați roșiile în grădină lângă solar, pentru că mana poate migra din câmp deschis în solar și apoi, odată ce mana a ajuns în solar, este mai greu să scăpăm de ea. De aceea, dacă aveți roșii atât în solar cât și în grădină, plantați roșiile din grădină cât mai departe de solar, ca sporii acestei ciuperci să nu ajungă din câmp deschis în solar și atunci va fi mult mai ușor. Pentru că dacă este vorba de spații protejate, acolo este mai greu să scăpăm de această boală. De asemenea, dacă, să zicem, mergeți la vecinii dumneavoastră și le vizitați grădina, indiferent că ați văzut sau nu ați văzut semne de îmbolnăvire,
Dacă veniți acasă, schimbați-vă hainele, pentru că nu știm niciodată dacă roșiile vecinilor sau prietenilor sunt bolnave și atunci pe hainele noastre putem să aducem mana la noi în grădină. De aceea se recomandă să ne schimbăm hainele. De asemenea, având în vedere că cartofii de regulă se îmbolnăvesc mai devreme și apoi boala migrează și pe roșii, dacă ați lucrat pe parcelă cu cartofi, atunci se recomandă iarăși să schimbați hainele și apoi să mergeți, să zicem, să lucrați la roșii. Iată, acest lucru de asemenea este foarte important, pe care multă lume îl ignoră. Atunci când efectuăm lucrările de întreținere a tomatelor, adică efectuăm defolierea, cârnirea sau copilirea roșiilor, atunci folosim un dezinfectant cu care vom dezinfecta instrumentul cu care lucrăm. De asemenea, se recomandă să purtăm mănuși și mănușile de asemenea se dezinfectează. Chiar dacă mulți grădinari nu respectă acest lucru, nu procedează în felul acesta, este foarte important. Ca dezinfectant putem folosi alcool sanitar. De asemenea, nu lăsați roșiile să se lase pe pământ, roșiile trebuie legate în mod permanent și copilirea roșiilor de asemenea este foarte importantă și în cazul nostru, pentru că dacă roșia va avea mulți copili, atunci planta nu se va aerisi bine. De asemenea, la plantare trebuie să respectăm distanța recomandată, adică distanța dintre plante și distanța dintre rânduri. Distanța dintre plante este de la 40 de centimetri până la 80 sau chiar 100 de centimetri în funcție de soi. Cu cât mai voluminoasă este tufa, cu cât mai voluminoasă este planta de tomate, cu atât mai mare este distanța. Mulți grădinari se plâng și mă întreabă, roșiile sunt prea bine dezvoltate și atunci plantele pur și simplu se intercalează, adică nu mai rămâne nicio distanță dintre plante atunci când plantele se dezvoltă. Ce este de făcut și câte frunze se pot elimina în cazul acesta? Ca să nu ne aflăm în astfel de situații, să nu fim nevoiți să eliminăm frunzele de pe plantă, pentru că acest lucru este un lucru negativ, atunci ar trebui mai bine să ne gândim la momentul plantării, la distanță. Distanța este foarte importantă, pentru că dacă roșiile sunt prea dese și au multe frunze, este normal, acolo se vor crea condiții optime pentru apariția și dezvoltarea manei. Așadar, distanța dintre plante de asemenea este foarte importantă. O altă măsură de prevenție este să nu exagerăm cu folosirea îngrășămintelor pe bază de azot. Chiar dacă îngrășămintele pe care le folosim sunt naturale, de exemplu dacă folosim macerate, nu trebuie să exagerăm cu acestea, pentru că acest lucru de asemenea va favoriza dezvoltarea manei, apariția și dezvoltarea manei. Așa că și aici trebuie să fim foarte atenți. Cineva m-a întrebat dacă există soiuri sau hibrizi rezistenți la mană. Soiuri sau hibrizi rezistenți la mană 100% nu există. Din câte știu eu, în Anglia există hibrizi de roșii din gama Crimson, sunt câțiva hibrizi și aceștia, așa cum spun și alți grădinari, ar fi rezistenți la mană. Așa că dacă în grădina dumneavoastră mana apare în fiecare an și nu puteți să scăpați de aceasta, dacă aveți posibilitate, puteți cumpăra aceste semințe și încercați să plantați aceste roșii în grădina dumneavoastră. Acestea sunt măsurile de prevenție pe care ar trebui să le respectăm ca plantele noastre să nu se îmbolnăvească. Sau, iată, deja știm ce avem de făcut dacă am observat primele semne ale îmbolnăvirii. Eliminăm frunzele afectate, dacă mana a apărut pe frunze, și aplicăm tratamente cu tricodermă. Dacă plantele deja au fost afectate grav de mană și a trebuit să le eliminăm, atunci la sfârșitul sezonului ar trebui să dezinfectăm solul. Am un video dedicat acestui subiect, puteți să vă uitați mai târziu, acolo sunt câteva metode pe care le putem folosi, pentru că în astfel de cazuri sau dacă în cazul în care mana apare în fiecare an în grădinile dumneavoastră, este clar că solul este foarte infectat. Dragi prieteni, acesta a fost materialul de azi. Sper că am reușit să răspund la întrebările dumneavoastră și sper că acest material vă este de folos. Vă doresc să aveți roșii cât mai sănătoase și să aveți recoltă cât mai bogată.
Vă aștept ca de obicei în comentarii cu întrebări și sugestii. Dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu, puteți să o faceți acum, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Eu vă mulțumesc, vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare, la revedere!